un joc cu importanță și pentru jucătorii mei, un joc greu. S-a văzut din evoluția lor, dar pe total sunt mulțumit și de joc. Știm rivalitățile zonale între noi și cei de la Botoșani. Rămâne să felicit și echipa dumneavoastră, a arătat destul de bine azi și văd un viitor frumos și pentru dumneavoastră. A fost cel mai greu meci din acest retur pentru Ceahlăul? E greu să facem o comparație între jocuri, fiecare joc are istoricul lui. A fost un joc greu, într-adevăr, unul dintre cele mai grele jocuri. Știam, ne-am pregătit pentru asta, știam că aici se câștigă destul de greu, poate și cu puțină șansă, dar vreau să-mi felicit jucătorii pentru jocul de astăzi. A fost un joc greu, într-adevăr. Te așteptai ca Popovici să joace atât de prudent? În general suntem obișnuiți cu acest lucru. E destul de greu să vină adversari să joace foarte deschis cu noi. Vreau să vă spun că Popovici mi-a făcut și ceva surprize pentru că a schimbat ceva în distribuția tactică pentru faza de atac. Am fost și noi oarecum surprinși și a trebuit să schimbăm din mers. Mi-a făcut jocul greu oricum. Nu mi se pare că ați jucat prea defensiv. Eu zic că a fost un joc de mijlocul terenului pentru că s-au întâlnit două echipe puternice.